Coșmarul șoferilor care circulă pe strada Tudor Vladimirescu ar putea lua sfârșit peste o lună. Firma care modernizează strada a primit un ultimatum din partea primăriei Slatina. Trebuie să toarne stratul de asfalt pe carosabil până pe 10 octombrie. Deși termenul lor de finalizare este undeva în luna februarie, le-am impus ca până pe data de 10 octombrie să finalizeze, pentru că o să înceapă timpul rău și nu o să mai avem, din punct de vedere tehnic, cum să punem și stratul de asfalt. Eu sper ca acest termen să fie respectat și în sfârșit să avem și strada Tudor Vladimirescu asfaltată, pentru că noi așa a trecut o vară întreagă și am circulat vai de noi. Constructorul a explicat că a întârziat asfaltarea străzii din cauza denivelărilor lăsate pe drum de Tehnologica Radion, firma care a lucrat la rețelele de utilități. Există riscul ca asfaltul să se surpe, așa cum s-a mai întâmplat în alte zone. Sper eu ca aceste traversări, aceste lucrări pe care le-a executat Tehnologica să fie în bune condiții, pentru că a trecut ceva timp peste ele, au trecut atâtea și atâtea mașini și chiar dacă nu au fost compactate tehnologic, mecanic, măcar să se fie compactat natural. Eu sper să nu avem surprizele pe care le-am avut pe foarte multe străzi, vedeți și acum apar după ani și ani surpări ale lucrărilor pe care le-au realizat cei de la Tehnologica, să nu apară aceste surpări și pe Tudor Vladimirescu. Strada Tudor Vladimirescu este inclusă într-un proiect de reabilitare mai amplu, împreună cu Strehareț, Vlad Țepeș, Nicolae Bălcescu și Oltului, realizat pe fonduri europene. Lucrările au fost întârziate din cauza că firma care trebuia să schimbe conductele de apă și canalizare nu a primit contractul la timp.